jucător reușind să recupereze. Crețu. Este pe dreapta, vine centrarea, bine în careu și este gol! Ce gol dă Marković! L-ai certat degeaba. Nu l-am certat degeaba. Aici a reușit să înscrie. Gol extrem de important marcat de Marković. A cincea reușită stațională. Ivailo Petev respiră cumva ușurat. Marković nu mai înscrisese din 1 octombrie. Da. Sunt 4 luni. Ultimului gol venea într-un Craiova Botoșani, 5-1. Nu mai scoate Petev. 1-1, două goluri marcate de oamenii, într-adevăr, care n-au mai simțit gustul golului de mult prea mult timp, și de Beliu și Marković, dar aici a fost evident și o mică eroare, zic eu, a lui Nițui. Nu, no, a lui Oteliță, de ce Nițui? Trebuie să iasă pe starul? Nu să iasă, dar uite și tu cum se duce mingea. A, da, e pe colțul scurt. Da. Nu se aștepta cât să dea atât de bine Marković. Lovește foarte, foarte, da, foarte da. Corect. Problema este însă, cred, și la Oteliță. A țopăi mingea în fața lui. Da. Nu s-a informat Oteliță aici. Nu mai contează. Spuneai și tu, fotbalul așteaptă eroarea. Ea a venit, avem două goluri în prima repriză. Toate echipele care au jucat până la această oră, în această etapă, au marcat, la fel cum spuneam că s-a întâmplat și în celelalte meciuri ale acestei etape cu numărul 24. Da, un meci destul de ciudat. Adică nu vedeai de unde să vină golul Craiovei. Yeah.